datul când are cu un mesaj puternic, și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să trăim și să fim ce am cântat, amin. Mare lucru să fii fericit, mare lucru să cânți fericit și mare lucru să găsești cu adevărata fericire în viață. De aceea, aș vrea să continuăm ca Domnul să ne vorbească în dimineața asta în atitudinile noastre și, în momentul acesta, vă invit să deschideți Biblia Marcu, capitolul 14, versetul 43, pentru că adevărata fericire este să ne apropiem de Dumnezeu, amin. Mulțumesc, Daminul Puternic. Amin? Amin? Adevărata noastră fericire este să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui și să-L vedem în viața noastră ca un Dumnezeu prezent, nu că nu ar fi, să ne dea Domnul putere să vedem prezența Lui în viața noastră a fiecăruia dintre noi. Marcu 14, 43 Și îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoți cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta, acela este să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Când a venit Iuda, s-a apropiat în data de Isus și a zis, învățătorule, și l-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus și l-au prins. Amin. Doamne, te rog să binecuvântezi cuvântul acesta în inimile noastre, în viețile noastre și în mințile noastre. Ajută-ne, Doamne, să primim cuvântul acesta ca din mâna Ta, pentru nevoia noastră fiecăruia și Te rugăm frumos să continui să ne vorbești Tu. Ajută-ne să mergem schimbați acasă. Ajută-ne să mergem ca din prezența Ta acasă și să ducem prezența Ta în casele noastre și în viețile noastre în fiecare zi. Amin. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta aș vrea să vorbim despre un alt moment uh, care are loc în preașma cinei Domnului și este trădarea lui Iuda, un alt sentiment pe care Domnul l-a trăit. De data trecută am văzut ce înseamnă cu adevărat să fii respins, ce înseamnă să fii, uh, dacă vreți, abandonat. Astăzi am vrut să vedem din textul acesta, de, de aceea am citit doar versetele acestea, prime din acest pasaj, aș vrea să vedem ce a simbolizat acest sărut al lui Iuda, această duplicitate a ucenicului sau, dacă vreți, această trădare a ucenicului. Îl vedem pe Domnul în grădină, în grădină Domnul se roagă și mă rog să ne ajute Dumnezeu să avem și noi un loc a rugăciunii. Unii doar sapă în grădină, dar important să și rogi în grădină. Important să-ți un loc de rugăciune și să cauți un loc în care să înțelegi planul lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru viața noastră, pentru că, de fapt, adevărata bătălie s-a câștigat în grădină. Dacă vă uitați până în momentul în care Domnul acceptă paharul în urma rugăciunii, sau dacă vreți, în timpul rugăciunii, până aici diavolul l-a împiedicat pe Domnul să ajungă la cruce, din momentul în care Domnul acceptă paharul suferinței, Diavolul parcă aglomerează lucrurile și îl împinge pe Domnul spre cruce. Uitați-vă în, în evenimentele acestea, de la Ghețimani până la cruce, cum se schimbă paradigma de mai multe ori și ce sentimente uh, trăiește Domnul în momentele acestea, ultime, să zicem noi, dar momente, dacă vreți, cruciale pentru viața noastră. Domnul cheamă ucenici în grădină. Uh, cheamă ca un suport. Îi cheamă să se roage și ei. Îi cheamă să fie alături de el. Ucenicii dorm în grădină și Biblia spune că a venit un înger să-l întărească. În grădină, Domnul câștigă bătălia spirituală. Ultima seară, împreună cu ucenicii. Ne uităm în textul acesta și vedem că la începutul textului, Domnul este în mijlocul prietenilor lui, în mijlocul ucenicilor. Dacă citim acasă tot pasajul acesta, chiar câteva versete și din următorul pasaj, în versetul 53-54, îl vedem pe Domnul singur în mijlocul dușmanilor săi. Dacă la început Domnul a fost în mijlocul prietenilor, după doar câteva versete îl vedem pe Domnul singur în mijlocul celor care i-au vrut moartea, celor care i-au căutat moartea și cei care erau dușmanilor. Textul ăsta, versetele acestea, Vorbesc despre acel sărut în care rabinul, de fapt, iniția salutul acesta, un salut și un sărut pe obraz sau pe mână, dar era inițiat de rabin. De data asta, Iuda, oricum, până la urmă, cred că orice împărăție se destrabă din interior, trebuia să fie unul din interior care să trădeze ca să se poată apropia de Domnul Iisus Hristos. Iuda era unul din cei 12, trădează și el, dacă vreți, fără să dea de bănuit, s-a apropiat de Domnul cum s-a apropiat poate de mii de ori. Dar de data asta diferit. Și aici e cheia, dacă vreți, mesajul meu dimineața aceasta, cum ne apropiem noi de Domnul, ca unul din cei 12, ca unii din cei 12, ca unii din familia Domnului, încât apropierea noastră să fie, dacă vreți, pentru creșterea noastră, nu să valideze trădarea noastră. Și Iudan să apropie, îl sărută, pe obraz, parcă ceilalți n-ar fi știut că Domnul este Hristosul și parcă n-ar fi știut pe cine trebuia să prindă, dacă noi putem să-L prindem până la urmă pe Dumnezeu, pe Isus. Dar aș vrea să vedem atitudine nepotrivite față de Domnul. Și prima atitudine pe care o vedem este respingerea. Iuda, liderii religioși, mulțimea. Uneori oamenii sau mișcările, dacă vreți, religioase, și nu numai, mișcările sociale, stau și sfidează voia lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Sunt oameni care stau pe față împotrivitorii. Oameni care resping pe Domnul. Oameni care n-au nicio problemă cu asta, să respingă pe Domnul. Oameni care verbalizează lucrul ăsta și sunt oameni care nu doar în credința lor l-au trădat pe Domnul, ci și în faptele lor validează credința lor în fiecare zi. Sunt oameni pe care îi cunoaștem, oameni cu care ne interacționăm în fiecare zi, poate mulți dintre noi, oameni care nu, vreau să, nu, 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 vreau să aibă nimic de a face cu Dumnezeu. Nu că nu cred în Dumnezeu și aici nu e o chestiune de credință, ci oamenii nu vor să-L cunoască, e o chestiune de cunoaștere a Lui Hristos. Oamenii toți spun că există Dumnezeu, dar Dumnezeu cu lumea lui și noi cu lumea noastră sau ei cu lumea lor. Problema e că uh, viața noastră va trebui să o recunoaștem și oamenii au nevoie să recunoască că asta e dată de Hristos, pentru că El dă viața și tot El ne ține în viață. Și prima atitudine pe care o vedem în textul acesta e oamenii care îl resping. A doua atitudine pe care o vedem e abandonul ucenicii la prima lor, dacă vreți... Uh, Prima lor opresiune, prima lor uh, interacțiune cu oamenii care nu erau de acord cu ei. Ei s-au obișnuit trei ani și jumătate să fie aclamat, să fie în jurul Domnului, s-au obișnuit să, fie, să facă parte din staful, uh, cu Ecuson, acolo, să fie aclamat, să, să uite oamenii la ei. Și e uh, prima dată când ei, de fapt, sunt puși la colț și oamenii fug. Și ucenicii fug și îl abandonează pe Domnul. Uh, e acea tipologia omului a creștinului de vreme bună. E acea sămânță pe care o găsim în Marcu, capitolul 4, versetul 16 și 17, acea sămânță care cade în locurile stâncoase și nu are rădăcini. Ea cade acolo și găsește o fărâmă de pământ în viața acestui om. Găsește un, o, un, lucru de început bun, un foc puternic, o dorință să apropie de Dumnezeu, dar nu are rădăcină, nu are profunzime. Și trece timpul și, de fapt, rădăcine nu sunt rădăcini. Și nu ne ancorăm în Hristos, în profunzime, ci doar părem că suntem ancorați. Și la un vânt, la o ploaie, la o secetă, nu ai de unde să-ți iei seva. Și sunt unii oameni astăzi care îl abandonează pe Domnul pentru că, de fapt, nu l-au cunoscut niciodată pe Domnul. A fost doar un moment, doar o seară frumoasă, sentimentală, cei drept, câteva lacrimi bisericești acolo. A fost un lucru frumos, trăit, dar n-a fost suficient, n-a fost totul. Pentru că, de fapt, ce ne ține pe noi în viață nu e ce lăsăm noi să se vadă, de, de fapt, ce fac Hristos în noi, în profunzime, în relația noastră pe care o avem cu El. Aduceți-vă minte, de fapt, de omul acela care îl cunoaște pe Hristos și ca un pom sădit lângă un izvor, de apă, nu la o sursă de apă, nu doar la ceva ce îi dai tu cât vrei, ci el are un izvor continuu, o sevă continuă, pentru că, de fapt, relația noastră cu Hristos va trebui să fie o hrană continuă din ceea ce trăim cu Domnul în fiecare zi, dragilor, ca să rămânem verzi și să rămânem în viață și să rămânem cu mintea întreagă și să rămânem pe calea lui Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu. Nu doar să fim baptiști, pendicostali, ortodox, catolici, ce vreți dumneavoastră, ci de fapt să-L cunoaște pe Dumnezeu care dă adevărată viață și care ne ține în viață. Aici e o chestiune foarte sensibilă când vorbim de rădăcine sau de coroană, nu? Coroana e cea care impresionează, rădăcina e cea care aduce stabilitate și aduce, dacă vreți, vigoare vieții noastre. Și mă rog ca Domnul să ne facă oameni profunzi. Oameni care să-L cunoaștem pe Dumnezeu în profunzimea, dacă vreți, unei părtășii reale cu Hristos. Nu doar să bifăm lucruri, nu doar să facem lucruri, ci să lăsăm pe Hristos să facă totul în noi și pentru gloria numelui Său în viața noastră. O altă atitudine pe care o vedem aici în grădină, în contextul acesta, e o acțiune inadecvată a unui ucenic, scoate sabia și a zis, lasă că îl eu pe Domnul și a zis, el are intenții bune, dar cu mijloace greșite. Sco sabe imediat o zis Petru, Petru, tare fain, când Domnul se întâlnește cu Petru se întâmplă ceva tot timpul. Asta am place, uitați-vă în Biblie. Când Domnul se apropie de Petru sau Petru de Domnul, e o chestiune acolo care tot timpul ia, ia tipic așa. Și Petru zice, mă trebuie să-l apăr eu pe Domnul acum. Și scoate sabia și dă. Ma, să știți că el nu a dat la malcul după urechi, dar după altceva. Bine că Petru nu a fost experimentat în treaba asta, că intenția lui a fost să Toată lumea, gata, nu mai. Și de aici pornim în dimineața asta cu sărutul acesta lui Iuda. Ce facem cu Iuda? Și întrebarea oarecum la cine în momentul acesta pentru noi e ce faci cu cel care poate a trădat și nu te uiți la altul, ci te uiți la tine. Iertați-mă că zic acum, dar zic o realitate. Dacă nu mă credeți, vă rog să vorbim după. La un moment dat, în viața noastră toți am fost un fel de iuda. Toți am fost un fel de iuda. Care au fost câteva din motivele trădării lui Iuda? Și primul din ele e neacceptarea. Iuda era din Cheriot, undeva din sudul Israelului, ce, toți ceilalți ucenici erau de nord, galileeni. Și atunci, și acum e bătălia între nord și sud, nu? De unde ești, zice. Contează, nu de unde ești. Galileeni aveau un accent aparte și aduceți-vă aminte -am când Domnul, când Petru îl trădează pe Domnul și se leapă de Domnul, la un moment dat slujnica spune și vorba, te dă de gol. Accentul ăla, n-ai cum să-l ascunzi. Bă, dacă ești bihorean, ești bihoran. tot te mândrești cu asta. Amin, mulțumesc. Dacă ești din sud, te bucur de asta. Amin. Dacă ești din nord, de unde ești? Și poate că Iuda, unii cercetători ai Bibliei, spun că de fapt el niciodată nu s-a simțit acceptat de grup. El tot timpul a fost așa undeva oaia neagră. Ei nu, nici nu înțelegea pe ce vorbesc cu regionalismele lor. El era mai mult așa pe silent. Și cu el mai mult decât cu ceilalți. Poate nu s-a simțit niciodată, nu a acceptat. Și oamenii îl abandonează pe Domnul și îl trădează pe Domnul și îl vând pe Domnul astăzi, pentru că nu se simt acceptați. Nu se simt, dacă vreți, partea grupului. Nu se simt partea familiei. Și ori de câte nu te simți parte și nu ai sentimentul ăsta cu adevărat de apartenență, nu doar verbalizat, spus, ci trăit, simțit fiecare de noi, parcă te dai un pas în spate și azi un, spate, un pas, mâine un alt pas și devii vulnerabil și devii, Singur, pe Uitați-vă, vă rog, cum, cum lupul uh, uh, prinde o pradă sau prădătorul aleargă turma respectivă, și cel care rămâne singur, cel care rămâne în spate, cel care se dă în, într-o într parte sau alta, e, e victimă sigură. E victimă sigură. Și neacceptarea poate lui Iuda. L-a făcut să se să gândească, să-l trădeze pe Domnul. Unii spun că a fost amăgit de materialism. Din Ioan, capitolul 12 în Betania, când Domnul a fost uns, când s-a făcut în mintea lui acea risipă, spunea, nu pentru că avea în inima lui, spune Biblia, dorința să ajute pe cei sărmani, ci pentru că el ținea și punga, dar și să nu-i fie grea punga, lua tot ce-i din punga. Asta e tare interesant, că Biblia zice, nu lua din punga, lua tot ce se punea în punga. De fapt, punga Domnului era și punga lui. Nu? Și tot ce, se punea în pungă, omul se bucura. Și când au văzut la atâta bani că nu se bagă în pungă, ci de fapt sunt dați Domnului, era o supărare acolo. Și poate era materialismul, deși e o chestiune interesantă, uitați-vă ce face cu 30 de arginți, iar aruncă când își dă seama de fapt ce a făcut. Și nu știu dacă cu adevărat materialismul a fost pentru el sursa trădării lui. Pentru că dacă era sursa, lua bănuții în buzunar, dădea la lui Dumnezeu că are și mergea mai departe să bucure de ei. Dar și-a dat seama că, de fapt, materialismul nu îl nu -l aduce pe Hristos în viața lui, ci scoate pe Hristos afară din viața lui. De aceea îi aruncă. Și asta se întâmplă și cu viața noastră. Uneori, lucrurile acestea care se văd, ne fură bucuria lucrurilor care nu se văd. Lucrurile pe care le vedem, ne fură bucuria trăirii cu Hristos în credință și prin credință. Și provocarea pe care o avem E să nu ne oprim ochiul doar la ce se vede, ci să ne plecăm de fapt inima și să recunoaștem că nu casa e importantă, ci atmosfera din casă, înțelegeți? Important ce, ce trăim noi, fiecare dintre noi, relația pe care o avem unii cu ceilalți, dar și împreună cu Hristos, decât mai mult ce se vede, sau ce se, lucruri care se văd. Unii spun că a fost dezamăgit de misiunea lui Isus, un mesia militar, era pentru el ceva extrem de important ca el să fie eliberat și poporul să fie eliberat. Mai erau doi ucenici care au mers pe drumul meu, și toți supărați pe același aceeași motiv. Și uneori domnul nu lucrează cum vrem noi, și e bine că nu lucrează cum vrem noi, pentru că, de fapt, nu e important să lucreze el pentru noi, ci noi pentru el. Amin? Important ca viața noastră să fie cristocentrică, nu egocentrică, în care totul se învârte în jurul nostru, ci Hristos să fie în mijloc. Și tot ce trăim noi și facem noi să aibă de face cu Hristos, pentru că, de repet, El dă bucuria și El dă împlinirea și fericirea vieții noastre. Orice alte lucruri, fie materialismul, fie dacă neacceptarea pe care o simțim noi, fie lipsa de înțelegerea planului Dumnezeu pentru viața noastră, toate aceste lucruri ne fură bucuria de a trăi cu Hristos. Aș vrea să vedem acum câteva lucruri despre modul în care Domnul se apropie de Iuda. Și acum mai intrăm în mesaj. Ne uităm și primul lucru pe care Domnul face pentru Iuda e că îi spală picioarele. E un lucru extrem de important. Domnul îi spală picioarele lui Iuda. Ioan, capitolul 13, știa Domnul cu îi spală picioarele, să știți. Și cu toate că știa s au oprit și în dreptul lui Iuda, i-a spălat picioarele ca să vadă Iuda pentru pe ultimele lui cercetări, dacă vreți, a inimii lui, e să vadă că Iisus Hristos nu face diferență. Extrem de important pentru noi, venind la cine să știm că Domnul nu face diferență. Venim la biserică, venim în prezența Lui, să știi că Dumnezeu nu face diferență după CV-ul tău, palmaresul tău, păcatele tale, ce ai făcut până acum, sau de la ce biserică vii, sau ce ai făcut până acum, să știi că Dumnezeu te primește, dar nu te lasă cum ești și te schimbă, și schimbă viața noastră în fiecare zi. E extrem de important, credeți-mă, că de uneori vinovăția noastră, Domnul ne iartă, dar nu ne iertăm noi pe noi și ducem cu noi vinovăția aceasta a păcatelor în mintea noastră iertate, dar ele sunt iertate și lucrul ăsta te duce într-o sferă în care zici nu meriți, nici dintre noi nu merităm. Indiferent cum te-ai îmbrăcat astăzi, indiferent la ce ora ai venit la biserică, indiferent ce ai făcut săptămâna asta, niciunul nu merită. E harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă știi că e har, vii, vii, bucuros. Și dacă știi că e har, vii cu sfială. Și dacă știi că e har, nu vii cu meritele tale, vii merite prin meritele Domnului Isus Hristos și vii cu din atitudine și recunoști Că el te ține în căsătorie, el te ține în viață, el te ține în, în relațiile pe care le e, el te ține în credința pe care o ai. Nu, nu noi reușim să facem asta. Nu noi putem să facem asta. Și spălarea, spălarea picioarelor Domnului față pentru Iuda, ne ducem ideea aceasta, în realitatea aceasta, că Domnul n-a vrut să vadă Iuda, că și Domnul face diferență. Adică dacă mă tu ești din Sud acum, tu nu vorbești ca ceilalți. Ceilalți nu te, nu te, simți acceptat acolo. Dar dacă nici la Domnul nu te simți, nu? Și momentul acesta e un moment în care parcă Domnul aduce pe Iuda și spune, omule, pentru mie contez la fel de mult ca toți ceilalți. Faptul că Petru e mai vulcanic, faptul că Petru vorbește în continuu, aia nu înseamnă că el e mai calificat. Aia nu înseamnă că el e mai bun, aia nu înseamnă că el e mai sfânt, aia nu înseamnă că el. Faptul că tu ești mai introvertit, faptul că tu nu te simți parte a echipei, nu înseamnă că eu nu te văd, că eu nu simt, că nu, nu sunt cu tine și nu sunt pentru tine aici. Era momentul lui, era încă momentul de cercetare. În tot ce se întâmplă în perioada aceasta, la cine e un moment al cercetării pentru Iuda, pentru ceilalți înșelși, dar și pentru noi. Indiferent cât de, de, neacceptat te simți. Dacă, dacă te simți neacceptat în familia lui Hristos, vă dați seama acum, reduceri la absurd, nu? extrem de important. Să știi că Dom, pentru Domnul contează. Poate mai mult decât crezi tu, contează ăla pe care îl vezi tu sus acolo. Pentru Domnul contează, să știi. Nu știu cum ai venit în dimineața asta la biserică, dar Domnul știe cum ai venit. Poate nici tu nu știi bine cum ai venit, dar Domnul știe. Și știe de ce ai tu nevoie. Și știi, și ai nevoie ca să spună Domnul că de fapt contezi pentru El. Așa cum ești. Nu trebuie să ne cosmetizăm spiritual, nu trebuie să aranjăm lucrurile spiritual, ci trebuie să fie aici. Să recunoști câtă nevoie ai de Hristos. Și ce face Domnul pentru Iuda? Îi spală și lui picioarele. Puteți să mă, mă Iuda? Tu ai venit cu alte gânduri aici, nu? Eu știu cu ce ai venit. Știi ce urmează, mă, mă Iuda? Poate să-i facă în semnul Iuda, sar peste, nu? Sau Domnul să sară peste. E ca și cum dai mâna cu toți, părând și sar peste cineva. Dai, nu? nu domnul dă mâna cu toți. Domnul îi salută pe toți. Domnul spală picioarele toți după drumul de trădării, Domnul spală picioarele lui, lui, lui Iuda. Îi oferă pâinea. Domnul e cel care trezește, trezește, în el conștiința în el. Interesant e că, uitați-vă în scena aceasta cinei, la un moment dat Domnul spune, cel care mă trădează, cel care întinde mâna cu mine în blid. Înseamnă că Iuda era undeva aproape de Domnul. Nu era departe, ca să deplasez blidul mai departe, ci era acolo, lângă. Și Domnul trezește noi, conștiința ținându-ne Domnul aproape de El. Pentru că bunătatea Lui trebuie să ne îndeamne la îndeamnă. Nu-i frica iadului, nu frica că nu o să reușim, că nu o să ne căsătorim bine, că nu, nu asta, nu asta trebuie să ne ducă, să ne motiveze să ne apropiem de Dumnezeu, ci de fapt dragostea Lui, ca dragostea noastră să fie materializată prin actul pocăinței noastre, ca întoarcerea noastră să fie o întoarcere reală, asumată, nu doar motivată de lucruri care, care vin odată și trec odată cu întrebuințarea lor, nu? Eu nu, îmi schimb viața pentru că să nu, nu, eu schimb viața să-mi câștig viața. Mi-aduc aminte, am recitat ca biserică în dimineața asta versetul acela din Filipeni, capitolul 2, versetul 10. Eram cu fratele Doru Racovician urmă cu câțiva ani la centru de reducare de la Buziaș. Bă, și acolo era un col de băieți așa, de băieți, un fel de iudă toți. Cu acte de regulă, oficial. Mă, dar erau 10, erau vreo 40, 50, 60 de băieți. Nu eram o mână de oameni. Dar îmi de, plăcea de fratele Racovicianu, citea cu ei Biblia, memora cu ei Biblia, de naivă, băgau știi, ca pe casetă, ziceau. Și la sfârșit, când zicea Iisus Hristos, zicea Doror, și tot, tot corola de iudă, toți erau. Zicea, Iisus Hristos este Domnul. Și mai zicea odată, Iisus Hristos, Ies, parcă eram la biserică, eu mă predam, eram acolo și eu, și eu, frate, și eu, vin în față. E momentul acela e un moment special în care înțelegi că oricât de iuda te simți, iertați-mi expresia asta, oricât de păcătos te-ai simți, Hristos stă lângă tine și vrea să te țină aproape de El. La cine Domnul îi vorbește personal lui Iuda și îi vorbește că El, du-te să faci ce trebuie să faci. Ucenicii nu înțeleg asta, nu înțeleg momentul acela. Doar El, doar Iuda și Isus știau ce vorbesc. Pentru că întotdeauna Domnul are un cuvânt și pentru Iuda. Domnul are un cuvânt și pentru cel care parcă nu are nici o șansă să trăiască. Și aș vrea să în dimineața asta cu câteva lucruri pe care le învățăm de la Iuda. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le punem la inimă vis-a-vis -vis din atitudinea Domnului față de Iuda și a acestui ucenic față de chemarea lui Dumnezeu pentru viața lui. Și primul din ele e că privilegiile spirituale nu garantează mântuirea niciodată. Privilegiile spirituale nu garantează mântuirea. Versetul 43, dați-mi voie să repet. Și în dată pe când vorbea el încă, a venit Iuda. Și acum fiți foarte atenți. Și Biblia accentuează lucrul ăsta. Unul din cei 12. Niciodată privilegiile spirituale nu garantează mântuirea. Era unul din cei 12, era aproape de Domnul, spuneam, era responsabil cu banii, era un om capabil să facă ceva. A fost trimis de Domnul în misiune. Când Domnul i-a trimis pe Ucenici, l a trimis și pe Iuda, o predicat, o vindecat, o eliberat, nu știu ce a făcut. Dar știu că Domnul l-a trimis în misiune, era unul din cei 12, mare lucru. Ascultați-mă, extrem de important ideea. Realitatea era unul din cei. 12. Știți de ce? Pentru că în mintea noastră Iuda, el la care vine la biserică și stă pe telefon, corect? Iuda e la care nu mai vine la biserică, Iuda e la care trădează, Iuda e la care nu, astea de ale noastre, ne trădează pe noi, zicem noi, nu? Dar un fel de Iuda, toți am trecut în viața noastră să simțim, din păcate, gustul al trădării, în care poate l-am vândut pe Domnul mult prea ieftin, mult prea mult și mult prea repede, dacă putem să-L vindem pe Domnul. Dacă putem să facem asta. Să știți că oportunitățile pe care le avem și poziția pe care o avem, privilegiile spirituale, va trebui să ne responsabilizeze mai mult. Nu să ne culcăm pe ureche că, de fapt, noi uh, suntem bine faptul că facem ceva. Orice privilegiu ne responsabilizează, orice poziție ne responsabilizează să ne apropiem de Dumnezeu mai mult în viața noastră. Faptul că știm mai mult. Pentru că Domnul spune, cu s-a dat mult, i se va? Se descumin un pic, Amin? Da? Deci, cel care a primit mult, i se va cere mult. Și privilegiile pe care avem spirituale ne, ne obligă să trăim o altfel de viață. Asta nu înseamnă că ne oprim și nu mai facem. Iudea era unul din, din cei 12. Numărul 2. Gesturile dragostei nu dovedesc întotdeauna credincioșiea. Iisus a fost pentru Iuda un mijloc, ca să-și atingă planul. Avem și noi vorba asta, eu ăsta am o sărutată, cum a zis, pe Iuda, știi? Adică noi nu ne mai sărutăm pe obraz, nu toți. Sunt câțiva dintre noi care mai practică lucrul ăsta, când ne vedem. Dar de îmbrățișa ne îmbrățișam, nu? Dăm mâna unii cu ceilalți. Dar cu, una, cu unii dai mâna mai prezent și cu unii simți așa că... Nu? Să știți că gesturile de dragoste nu înseamnă neapărat credincioșie. Oricât de frumoase ar fi, oricâte flori ar fi în vază, dincolo de gesturi, avem nevoie de credincioșie. Și în fața unii cu ceilalți și față de Dumnezeu. Pentru că Hristos ne-a arătat cât ne-a iubit, nu doar spunând, ci făcând ceva pentru noi. Învățând de la Iuda în dimineața asta că privilegiile spirituale nu garantează niciodată mântuirea. Și ne obligă să trăim o viață de sfințenie. Ne obligă să trăim o viață de sfințenie. Doi, să știți că gesturile de dragoste nu dovedesc întotdeauna credincioșie. Și avem nevoie cu adevărat nu doar de gesturi, nu doar de lucruri, ci de inimi blecate, ci de inimi transformate. inim care atunci când venim la cină, să venim cu adevărat cu o inimă zdrobită înaintea lui Dumnezeu o inimă mulțumitoare, o inimă dedicată. Și planul lui Dumnezeu, apoi, nu schimbă acțiunile noastre. O să spuneți, dar frate, e descris că Iuda trebuia să fie. Că cineva trebuie să trădeze. Cineva trebuia să trădeze. E adevărat. Doar că cineva trebuia să vândă. Dar Iuda a ales să vândă. El n-a fost, dacă vreți, o victimă unei predestinări. Ci el a ales. Pentru că noi alegem. John Piper spunea că Păcatul lui Iuda, cel mai spectaculos păcat, pentru că era făcut și a fost făcut în fața ucenicilor și a fost făcut pentru un sărut. Un fel de, iertați-mi comparația, un fel de Toma Limoș astăzi, nu? În care zâmbim frumos, dar în buzunar avem lucruri care nu ar trebui să le avem. Sărutul lui Iuda, un moment al trădării, moment în care Domnul îi spune la cină lui Iuda, „Dote și fă ce ai decis de fapt să faci și du-te repede. Du-te repede. Că după ce pleci tu, pentru că după ce intrase diavolul în inima lui, zice, ieși, du-te, vreau să o împărtășie cu cei care au vrut să rămână până la capăt. Aș vrea să avem un moment de rugăciune acum înainte să stăm la cină. Nu știu cum am venit noi. Poate nu te simți nici acceptat de grup? Păi ai nevoie ca Domnul să spele din nou inima ta. Nu doar picioarele noastre, nu doar hainele noastre, haine de duminica. Ce o inimă de creștin, amin. Ai nevoie nu doar să iei o altă haină de baptist pe tine, și ai nevoie să-ți dea Dumnezeu haina mântuirii Lui. Păi ai nevoie să-ți simți din nou că El îți dă pâinea. E pâinea Lui. Și el întinde pâinea cu tine și harul lui că e oai că poți să stai la cină dar nu aș vrea să uiți un lucru în dimineața asta Că orice oportunitate spirituală pe care o ai poziție spirituală te responsabilizează nu te bagă automat în rândul mântuiților și de fapt viața noastră trebuie să fie o viață schimbată în Hristos Faptul că mergem de cinci ori la biserică, faptul că cine ține în post, faptul că facem asta pe lângă fraților. Toți avem nevoie de inima noastră să se întâlnească cu Hristos. Și dacă nu mă credeți, nici ce aveți acasă, nici ce ați făcut acasă, vă dați seama că nu aveți adevărata fericire, corect? Suntem căutători de fericire. Asta am cântat înainte de mesaj. Căutători de adevărata fericire. Pentru că adevărata fericire se dă doar Hristos. Doar o relație vie cu El. Și mă rog să ai parte de asta. Și mă rog să ai curajul să îndrăznești la asta. Și mă rog să-ți dorești să faci asta. Să faci pasul acesta spre Hristos. Oricât de trădător te simți. simțit. Oricât de cât ori ai trădat și pe cât ai trădat. Are Hristos puterea să schimbe întreaga viață. Să schimbe viața ție, să -ți schimbe și a mea. Dar mă rog ca Domnul să ne ajute cu adevărat. Să înțelegem. Că niciodată oportunitățile pe care le avem, din punct de vedere spiritual, nu sunt un substitut al mântuirii noastre, a trăirii noastre în credință. A trăirii noastre pentru Hristos. Haideți să ne ridicăm la un moment de rugăciune. Și să avem momentul acesta între noi și Domnul. Și de aceea aș vrea să păstrăm liniște în inima noastră, prez de câteva momente, în care aș vrea să te rog și să spui, Doamne, și eu am trădat. Poate am fost conștient când am trădat, sau am trădat și n-am fost conștient. mi dat seama, prea târziu. Un mai târziu. Dar Doamne, am trădat și eu. Dar, nu, doamne, nu înseamnă neapărat să, -am, să simt arginții în mână. Ce o vorbă, o privire, un lucru care, doamne, te-a scos, poate din casa cuiva afară. Și poate am fost oameni care am fost cu ciomegile lângă cel care trădează. În grădină pentru ce ai venit, să te rogi? Sau să crezi că poți să-L prinzi tu pe Iisus? Dimineața asta mă rog din toată inima, să fie o dimineață în care să te simți tu prins de dragostea lui Isus. Amin. O dimineață în care să te simți atins de prezența Lui și stând la cină, să stăm cu responsabilitatea trăirii cu Hristos în fiecare zi. roagă în dimineața asta și lasă ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inima ta. Închidem ochii cu toți și într-o rugăciune comună în șapte avem un timp de rugăciune.